Bună ziua, domnului și domnule. Într-adevăr, în câteva minute, judecătorii Tribunalului București au decis că cei doi ar trebui să meargă în arest preventiv și iată că aceasta a fost și soluția lor. Acum așteptăm că atât Mladin cât și locotenentul său să fie preluați de către polițiștii de la urmări, pentru că, după din ceea ce am aflat noi, procedura, așa spune, polițiștii vor merge la ei și îi vor conduce la arestul central, și asta pentru că ancheta a fost făcută aici, la DICOT, sediul central, și de aceea, iată, vor face și arestul în capitală, deși amândoi sunt din județul Arad. Trebuie spus că, într-adevăr, vineri cei doi s-au prezentat aici la Tribunalul București în mod surprinzător. Au fost citați pentru judecarea unui mandat de arestare în lipsă. Cei doi s-au prezentat după ce, cu câteva zile în urmă, fugiseră cu câteva ore înainte ca perchezițiile efectuate de către foarte mulți polițiști să se desfășoare. De astfel, surse judiciare susțin că în jurul orei 11 nu a putut fi monitorizat Mladin, practic pentru că această monitorizare se făcea numai electronic, era urmărit telefonul său. Mladin ar fi lăsat acest telefon acasă și ar fi dispărut, după cum spuneam, cu câteva ore înainte ca acele percheții să se desfășoare. Evident, acum toată lumea vrea să știe dacă Mladin a fost pur și simplu inspirat sau dacă a fost anunțat. Până la urmă, iată că cei doi s-au prezentat la instanță și după câteva zile, adevărat, instanța Tribunalului București a decis că atât Mladin cât și locotenentul său să fie arestați pentru 30 de zile.